noulea titlu din carieră. Sportivul olandez Jurjen ter Mors s-a câștigat medalia de aur la patinaj viteză în proba de 1500 de metri de la Jocurile Olimpice de iarnă la Sochi. Ter Mors, în vârstă de 24 de ani, le-a devansat pe compatriotele sale Iren Wust și Lotte van Beek. Olanda a reușit a treia triplă în probele de patinaj viteză de la Sochi. Olandezii au un total de 16 medalii la patinaj viteză, dintre care 5 de aur, ceea ce reprezintă un record al acestei discipline la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipa Everton s-a calificat astăzi în sfertul de finală a Cupei Angliei la fotbal după ce a învins formația Swansea City cu scor de 3-1. Primul gol al lui Everton a fost înscris cu călcâiul de la Sina Traore, fostul jucător al lui CFR Cluj. La pauză, Arsenal conduce cu 1-0 pe Liverpool în sfertul de finală ale Cupei Angliei. Aici se încheie știrile, sunt Georgiana Grosso, la Radio România Actualități urmează Arena Națională cu Florin Ionescu și Bogdan Predescu. Bună seara, doamnelor și domnilor, orele, minutele și secundele actualității sportive, muzică și transmisiuni în direct la Arena Națională. Radio România Actualități propune această emisiune interactivă sâmbătă și duminică de la ora 19 la ora 24.